Neața, bună ziua, bună seara. Da, asta depinde când se transmite emisiunea și când o vezi, dragă prietene și prietena. Mă bucur să, să, te revăd, să vă revăd pe toți, să mă vedeți până la urmă, pentru că am doi oaspeți de excepție. Pe Virgil Mihaiu, deja lumea știe, a mai fost în emisiunea noastră, dar pe Oleg Garaz nu. Virgil este jazz în persoană, este omul care a făcut în România, până la urmă, misionariat în materie de jazz. Oleg este un, era să zic, tânăr muzicolog, dar e tânăr de câțiva anișori buni, așa încât mă păstrez la ideea că este un remarcabil muzicolog și totodată, cum să zice, cadru universitar la Conservatorul Clujan. Bine ați venit aici, unde v-am convocat cu bucuria de a consemna faptul că, dragă Virgil, ți-a apărut o carte, o sinteză, de fapt, într-un fel, cred, tu o să poți să ne spui mai multe despre ea. O sinteză despre jazz, contextele tale, adică despre punerea ta într-un context jazzistic, încă din uh, ani dificili pentru jazz, dificil și pentru tine și pentru noi toți, uh, anii dictaturii, dar cu o continuitate remarcabilă. Uh, așadar, cum te-ai decis să aduni toată această recoltă semnificativă de texte într-o carte, altminte, opulentă, mare și groasă? Ce să-i faci? Era, bine vremea. Era o o chestiune iminentă, cu condiția să supraviețuiesc vicisitudinilor care ne asaltează din toate direcțiile. De fapt, începutul am aici. Am reușit să salvgardez această carte din 1985, când am constatat că nu prea existau lucrări în limba română, de fapt nu existau deloc. Adică eseistică pe teme de jazologie nu, nu, existau pe atunci. Nimeni e, n scris. Nu exista. Nu, nu exista traducerea din Andrei Oder, franceză. Cu Știi ce mi-am că exista? De pildă, da. acea carte destul de subțirică cu memoriile lui Louis Armstrong. A bine erau câteva... Cred că aveau o prefață da, de Cornel Chiriac, care ulterior da, 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 da. a ajuns da, da. la Europa Liberă. Da, da, da. Dar astea erau, erau traduceri, românii nu se pronunța. Mm. Nu exista... De, a fost chiar o dificultate de limbaj, pentru că mulți termeni trebuiau explicitați pe parcurs. Dar asta i-a dat un caracter oarecum academic puțin, aș zice, excesiv de, de sistematizat. Acum al regreți? Nu, deloc. Dar m-am gândit să creez un fel de complement, un fel de pandant și am scris cartea, cum zice și titlul, dintr-un unghi mult mai subiectiv. În uh, condițiile astea, sigur, dificultatea era să fac o anumită selecție, pentru că... Uh, N-ai pus tot acolo? Uh, nici de cum. Nu, ar dacă pune tot arăta, ar fi arătat ca o Biblie și s-ar fi speriat toți cititorii și atunci am, am recurs la acest tertip. Ajutorul... că în opinia ta cititorii se sperie de Biblie. Da. Uh, bine, normal, orice este impozant, uh, te inhibă da? da. Dar cu ajutorul lui Lucian Vasiliu, directorul editurii uh, Junimea de la Iași, am recurs la, acest, la această stratagemă. Da. Am, 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 de fapt, am înjumătățit materialul și să vedem. Stac. Dacă mai, mai, mai ajung să mai trăiesc, uh, sper că voi, ce voi continua. Ce cu scepticismul ăsta? Dacă mai ajung? Dacă nu, nu se nu se știe ce se Nu întâmplă. va veni bomba atomică, că stai A? liniștit. Sau dacă vine, da, nu ne da. mai găsește aici. Da, da. Oleg, ce părere ai de toată această uvertură la discuția noastră? Gil, care așa timid, ca o fecioară, își amintește acele începuturi, pe urmă le renegă parțial. Nu am ai dus un corectiv. E o constatare, pur și simplu. Adică pe tine te deranjează dacă sunt explicitați în acea carte de Nu, în niciun caz. Există un paradox în sensul în care persoana fizică, prin prezența ei, întotdeauna obturează valoarea reală, în plan local, clujan, național, român, european sau intercontinental. Ori pentru mine Virgil Mihaiu, și îl avem aici, <laughs> fizic, foarte fizic. În carne și oase, da, dar foarte interesant, revin la idee. Prezența fizică întotdeauna va obtura dimensiunea și calibru valoric, nepermițându ne cumva chiar să ne imaginăm adevărata, știu eu, adevărata proporție a ceea ce este. Spre exemplu, acest om de lângă mine, da, fiindcă pentru mine în sens de jazz în România. Virgil Mihaiu cred că a devenit o referință încă înainte de a-i fi cunoscut eu numele, fiindcă întâlnirea noastră a avut loc la Chișinău într-un troleibuz, unde eu <laughs> foarte răs? mândru, Dar, da, foarte mândru după un an de Cluj și cumva deja cu <coughs> limba mea moldovenească totuși ușor elevată, da... <laughs> Există ligoa moldovenească? Am, am prins... Fost... Nu, bineînțeles, ideea. bineînțeles între fost... ghilimele. Bineînțeles fost... între ghilimele. Dar foarte interesant că într-o leu aud deodată sonanțe clujene. <gânt> Și foarte interesant cu îl văd pe Virgil Mihaiu, neșteind pe cine este el, cu un uh, cu un fost coleg de cămin cu care am locuit în aceeași cameră. Am dormit în paturi vecine, Ion Chiorpec. Da? Și Ion mă prezintă, spune cine sunt și Virgil, atunci, acei 30 de ani în urmă sau 31 de ani în urmă deja, a reacționat cu aceeași empatie, a reacționat cu aceeași, nu știu, atitudine pe care eu la Virgil o numesc inclusivă, probabil de la jazz se trage, cu aceeași, cu același zâmbet, cu aceeași atitudine cu care mă tratează și astăzi, m-a tratat și atunci în acel troleu, probabil că atunci a fost inițiată această legătură între noi, această comunicare între noi, acest, acest respect împărtășit, deși cumva atitudinea mea față de Virgil este ca și față de o referință culturală certă ca și față de o divinitate locală și aici, chiar înainte emisiunii, când Virgil mi-a spus că ar trebui să, iată, să mergem la o video pe în emisiune, să vorbim despre jazz, despre această minunată carte, da? eu m-am gândit, oare îl merită Clujul pe Virgil Mihaiu? Da, sună emfatic, de acord. Și probabil că toată lumea imediat și-a imaginat în minte niște ghilimele sau a zâmbit involuntar. Păi, da, Virgil Mihaiul merită Clujul. Da. Nu prea stă mult prin Clujul. Întrebarea îl nu. Tot nu la asta mă refer. Mă refer la, efectiv, la valoarea creației și la acea muncă depusă de peste 3, de, mai mult, 4-5 decenii uh -huh. pentru a Contribui la vizibilitatea jazzului românesc. Pentru a contribui la vizibilitatea jazzului clujan. Olex, sună ca Deoarece... o dată, și dă-mi voie să te întrerup. Câte stații ați mers împreună atunci hmm. cu troleul? N-am mers. Tocmai cobora no? din troleul. Uh, Eu cobora. Deci era așa, o intersecție da. scurtă da. ca un uh, scăpărător și, de... Da, da, era impresionantă și apariția lui pentru că atunci avea plete uh, eminescene. Mai... Încă l-am Un fel de luceafăr al muzicologiei. De ce, Muzicologie. de ce ai, curios... ai renunțat la plete, Oleg? E, acum... Nu, lasă-l pe el. Are... Nu, știu, nu, știu, Motivele sunt conjuncturale și, oricum, n-au nicio importanță. Da, da. A, -am dar și eu cuplete la tribuna, odinioară. Dar ceea ce m-a ceea ce impresionat pe mine, nu atât conținutul cărții, uh -huh. cât concordanța între valoarea cărții, dimensiunea cărții, și geografică, și temporală și dimensiunea personalității. Adică, practic, am văzut în acest o volum... O conjuncție de... Da, am factori. văzut oh. o convergență. Uh -huh. O convergență, cred că una dintre puținele care cu adevărat relevă ceea ce eu, cu tot riscul de a fi enfatic, am afirmat. Oare îl merită Clujul pe Virgil Mihaiu? Oare îl merită România pe Virgil Mihaiu? În sensul ăsta, cartea fiind pentru mine, fiind pentru mine, să-i spun așa, o relicvă și în același timp o emulare a personalității. Cartea îl conține pe Virgil Mihaiu în toate aspectele pe care personalitatea le afișează sau mai mult decât atât, pe care personalitatea lui Virgil nu poate să le afișeze decât... Înțeleg că ai citit-o deja decât în text Nu, nu, nu. Vreau nu. Nu, să te întreb care ți se pare cel mai uh, tușant, cel mai emoționant uh, aspect din ce ai citit acolo. Eu am găsit câteva, mi le-am subliniat. Uh. Ar trebui aici să vorbim despre să vorbim despre tipologiile de lectură, da? fiindcă eu trebuie să mărturisesc aici. Vorbești ca un profesor deja. Da, trebuie timp. să mărturisesc aici în plin, vorbesc ca o legă raz, așa cum e capabil <laughs> el să vorbească Serios? la această oră. <laughs> da. Foarte bine. <laughs> fiindcă mai întâi de toate observ că în ultima vreme citesc numai titluri de cărți. <laughs> da? Din foarte multe. Ești un colecționar. Da, dacă ajung să răsfăiesc cu prinsul cărții, Cartea deja mi-a atras atenția, da? Și cred că un criteriu de vârf, de apre... ca vârf de apreciere da. a textului, este încercarea de a parcurge unul sau două paragrafe. De aici am parcurs, cred că vreo 15 texte. Bun. Și ceea ce am constatat, cum am spus, cartea este un ghid prin timp, este un ghid prin spațiu. De ce? Fiindcă sunt cuprinse evenimente care au avut loc decenii în urmă, până în prezent, ori. Întreaga carte aș construi o mai degrabă pe cercuri de influență pe care, iată, Virgil Mihaiu a reușit să le realizeze, vorbind despre jazzul clujan, jazzul românesc, jazzul european. European nu se includem și Azerbaijanul aici, nu? da. Azerbaijanul... Da. Intră în Europa? Armenia. Nu, ca Georgia, tip, Georgia, da. Georgia, Armenia, ca tip de civilizație. Uh -huh. da? n aș vrea, vrea să-i enervăm pe vecinii de la Răsărit, că le anexăm nu acum nu la Europa avem, niște. Nu avem nimic cu vecinii de, de la Răsărit și cred că nici nu le datorăm prea mare lucru, dar se revin. Da. Începând din Caucaz, Azerbaijanul islamic, Georgia creștină, cu toții jazistici. Și până în Portugalia, de exemplu, iată o, o arie de acoperire, hmm. mergând până Dar în... Dar și sta... Estonia, Letonia, Lituania, nu? Ai un blanc. Bineînțeles, pe tot. da. Păi despre Europa vorbim, da. până la urmă. Hmm. Și de aici încolo, imaginea jazzului uh, n-am putea o vedea ca o abstracțiune conceptuală. Iată conceptul jazz, care de fapt nu are nimic în comun nici cu Europa, și cu atât mai puțin cu Caucazul sau Asia. Și iată prin Virgil Mihaiu, parcurgându-i cartea eu îmi dau seama de fapt că vorbim despre o subcultură afroamericană care deja de mult a atins nivelul universalității. Și practic a trebuit no. să descoperim că noi cu toții suntem puțin afro. Americani. Exact. Lumea din... zice că de acolo a pornit omul, din Africa. <laughs> uh, da, teoria, <laughs> teoria, teoria ar trebui, dar ar trebui Racordată cu, cu să-i spun, uh, genetica și descendența turcică, care se pare că nu e de acolo, se pare că există și o ipoteză hiperboreană. Se pare Am încurcat-o, stăm pe ipoteze. Da, da, se pare că și turanicii nu chiar sunt veniți din Africa, dacă nu mai vorbim despre toată Asia de Sud-Est, Asia mongoloidă și așa mai departe. Deci, o grămadă de probleme, iar dacă ai tot inițiat discuția despre istorie, vom vorbi despre istorie doar în funcție de argumentele pe care știința le-a putut descoperi până acum. Mai, mai vorbim despre ele, că îl avem pe Virgil aici și vorbim despre el ca și despre Sfintele Moaște, dar eu vreau să-mi spună ce înseamnă contextele mele. Contexte? Da. Pe e, plec, plec de la titlul rubricii pe care o, o susțin la, la revista Steaua de 32 de ani. Trece timpul. E, da, uite că am câteva priorități, <laughs> între care această rubrică unică, de fapt, cu continuitate de trei decenii. Și acolo titlul fiind Jazz Context, am, puțin am extrapolat și asta mă bucură fiindcă Sorina Antohi, eruditul meu amic și de fapt jazzolog potențial, a sesizat această înrudire. El avusese o rubrică similară la revista Dialog, pandantul echinoxului din Iași și în, în, cum să zic, îți dai seama că prin forța împrejurărilor am intrat în foarte multe circuite din astea de, de tip, cum zice Oleg Universal, drept care am încercat să mențin o postură personalizată. Eu în anii eu, 80 fusesem redactor pentru România la revista Jazz Forum, a Federației Mondiale de Jazz, care se edita la Varșovia. Și acolo am realizat că fiecare dintre colegii mei erau peste 35 de țări reprezentate, aveau un orgoliu fantastic. Deci a, lumea se miră de ce vin eu cu orgolii ale latinilor din Orient. Uite de ce. Era <laughs> Pentru că într-o lume de orgolioși? da. Absolut. <laughs> Și fiecare pe filiera genetică, deci pe de-o parte. Neoliuși eu... sau vanitoși? Nu. Deci, nu, 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 nu. Îți spune un orgoliu, cum justificat. să spun? absolut justificat prin actul creativ, prin, prin estetică, prin muzică, în speță. Da? Deci, acest limbaj universal, dar cu forme particulare de manifestare indiferent unde. De fapt, teza, să zic așa, subliminală aici este că uh, această artă, evident, uh, universală, nu? Uh, uh, la ora actuală nu mai poate fi, să zic, parohializată. Da? Deci nu mai putem să avem gândirea asta mecanică. Bun, avem un spațiu afroamerican și uh, trebuie să ne raportăm implicit și automat la asta și, și ne subordonăm unei unor, să zic așa, reflexe deja uh, cumva consumate. Uh, ei, uh, efectiv, uh, fiindcă făceam parte ulterior din jurul ăsta mondial care creează ierarhia mondială a jazz se cheamă Downbeat, revista asta din Statele Unite, uh, acolo eu uh, trebuia să nominalizez la toate categoriile imaginabile, pe toate instrumentele, compozitori, aranjori, etc., să să fac propriile mele propuneri și nu ezitam, pentru că le cunoșteam, nu ezitam să, de exemplu, să dau de exemplu la pian. La pian, două categorii consacrați și cei în curs de ascensiune. El în curs de ascensiune, Eldar Djangirov, născut în Cârgăstan. La început, credeau că fac, cum să zic, glume sau... Până au verificat. Până, până au verificat, spusat, că nu? acum e ușor, deja în ultimele decenii, se poți să, să verifici piața asta universală și uh, constatau că Uite, așa se întâmplă. E încetă. adevărat. Da. De exemplu, îmi dau un biet. Deci, ai dobândit credit tot mai mult. Da, e o rubrică, dacă tot am menționat asta, merg mai departe, o rubrică numită Blindfold Test, în care nume mari ale muzicii contemporane ascultă piese, fără să știe cine le interpretează. Da. Și unul din, foarte buni pianiști americani, ascultă și zice, domnule, ăsta trebuie să fie de undeva din estul Europei, că în subtext prea mult, să spun așa, e prea virtuos. Și după aceea zice, a, e el dar, precis. Singurul lucru care mă împiedică să cânt la fel ca el este că nu sunt capabil. Deci asta spune un american despre un june care nici nu știe dacă a împlinit 30 de ani și care vine dintr-o iurtă. Deci este șocant. Cum îți explici asta, dincolo de talentul? Eu mi explic, la fel cum grupul Trigon din Chișinău, care împlinește 30 de ani anul acesta, reușește într-un teritoriu, cum să zic, turmentat, contorsionat, Găgăuzia, Transnistria, totul e acolo, deci da. Un teritoriu plin de, de, de probleme și să creeze o asemenea artă elevată și când îl pe Anatol Ștefănesc, liderul grupului, cum reușești? Și el spune, mai e virgile, când mă uit în jur și văd ce e, <gântu -i> mă apuc cu o ambiție. În serios? Înțeleg? Da. Deci ai <gântu> răspunsul, da? Da. Pe, deci, ne... haosul poate fi stimulativ? <laughs> nu știu, nu știu, cum să spun, e foarte complex, nu avem cum să elucidăm chestiunile acestea aici. Dar eu am vrut să facem o, o discuție Buna. între ei despre cartea ta, pentru că mi se pare un, un eveniment. Mai e foarte greu să vorbești despre evenimente într-un context în care cărțile curg puhoi. Dar tu reușești aici, mi se pare, la un nivel să faci memorialistică, la un alt nivel să faci istorie, istoria geezului, așa cum este, și la al treilea nivel să faci critică, dar și în același timp și evocări empatice ale artiștilor, ale oamenilor cu care ai fost. Am impresia că ai încercat o sinteză în care să pui cât mai mult. Evident. Așa e? Da. Am... Cum ai ajuns la formula asta, totuși, Ei, compozită? Uh compozită pentru că în sine acest jazz context era, încercam să-l mențin cât mai deschis, pentru că e vorba de una dintre cele mai deschise forme artistice. Este de fapt vorba aceea, cea mai originală contribuție a Americii la dezvoltarea artelor în secolul 20. America, America, prietenul tău Piti. Da. penti ventila mm -hmm. e citat cu fragmente memorialistice adică folosești da. toate resursele inclusiv da. cele erudite cele da. pentru ampor... că totul se totul se leagă adică <laughs> impresionant. Sunt niște biografii dramatice, dacă tot le-ai amintit pe, pe Medic, care a, a, stat la închisoare șapte ani. Din, Până în anii ce... în care era și a... noi, ca Steinhardt, ceilalți, în da, anii stalinismului, da, da, Și era amic cu, 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 Eduard Panfil, gitaristul, și aveau... Cum să spun, Gitaristul aveau... care era psiholog? de psihologul care era și ghitarist. Ah, am înțeles. <laughs> Faimosul Eduard pas Exact, pasiun. exact. Da. Da. deci asta vreau să spun, că sunt câte niște destine impresionante și de fapt în, să zic, în microcosmosul acesta jazzistic găsești în, în mic chestiuni de rezonanță universală. Oleg, ce părere ai de stratul cărții în care Virgil, tratând pe toată lumea drept ajamiu, bine făcând de altfel, practică un soi de iluminism. Adică explică termeni, explică lucruri chiar și ținând de denumirile țărilor, tot felul de, cum să spun, configurații pe care nu avem de unde să le știm, dar pe care el le-a surprins la fața locului, în anul cu tare sau cu tare. Ce părere ai? Nu, mie mi se pare absolut exemplar și un model cât se poate autentic de excelență profesională și aici nu mai are importanță filolog, muzicolog și așa mai departe. Aici e vorba despre acest fenomen unic al unei devoțiuni, să-i spun, transistorice, deoarece în volum, într-adevăr, îs prezentate secțiuni transversale, foarte interesant, cu localizare social-administrativ-politică foarte precise, ceea ce cu atât mai e bine pregnantă. și cu atât mai puternic scoate în evidență contextul jazzului mai ales că era cultură de rezistență pe vremea ceaușismului. Da? Nu știu, nu-mi imaginez așa ceva pe vremea stalinismului, deoarece exista expresia, că o iubit rodinului jazz, tot, uh, moște, rodinul pradast. Uh Sună bine, ce înseamnă? Da, cine... Cto iubit rock and roll și jazz, da, am spus, n-am spus corect. Că iubit rock and roll și jazz, tot poate rodinul prodat. Cine iubește rock and roll și jazz, ar putea să-și vândă patria, Așa, Asta era sloganul oficial, da, și și ul și rock and roll erau marcajele culturii burgheze pe cale de putrefacție. Îmi amintesc atunci că Sergiu Malagamba era condamnat, sau eu știu. Da, da, Sergiu Malagamba era condamnat și în timpul lui Antonescu. Ah, ce frumos. Deci totalitarismul general, de orice culoare. la toate da. aspectele. Așa. Da, Așa. și atunci, foarte interesant că astăzi jazzul nu mai are aceleași, nu mai are aceleași accente. Da? Trăim într-o cultură globalizată, hotarele cad. Adică și-a pierdut culturile... Sau în ce nu, culturile interferează. Foarte interesant, s-a întrebat cineva vreodată de ce jazzul numit afroamerican asta ca și cu cimpanzei. De ce de 5.000 de ani, de 10.000 de ani, de 40.000 de ani, cimpanzei n-au evoluat totuși în oameni, dacă vorbim despre teoria evoluționistă a lui Darwin. S-au de politică. Asta da, probabil. Să fie eu. Un nu, eu spun la modul propriu, nu la modul metaforic și de aici, de aici întrebarea. Dacă vorbim despre jazzul american și rădăcinile africane ale jazzului. de ce nici măcar până în prezent, nici o țară africană n-a demonstrat niciun fel de Empatie, preocupare Serios? pentru jazz. Serios? Nu avem jazz în Africa? Dar tot așa Ca iradiere da? americană, deoarece jazzul devine jazz da? doar în Statele Unite. Doar după eliberarea comunității africane mm. din sclavie. Doar după atomizarea și industrializarea, includerea industrială. Cu sclavia mergea mai mult blues, așa da, care nu, de este, nu este cultură de jazz. Da, shouturile, spiritual, și așa mai departe, nu da. sunt culturi de jazz. Sunt culturi religioase ale comunităților africane, da, naturalizate în Statele Unite. Deci foarte multă lume face da. această confuzie. Noi știm unde s-a născut jazz, de fapt, în uh, St. Louis sau... Uh... Jazzul s-a născut, s născut s în Statele Unite, Bun, alea începând, multe. începând încă de la cultura minstrels, de la sfârșitul secolului XIX, începând cu într cu, sen, uh, cu, New Orleans-ul New Orleans mai degrabă. Uh -huh. Foarte interesant că jazzul New Orleans se naște în Cartierul Roșu, da. dacă înțelegem bine, și perioada din New Orleans se încheie când Cartierul Roșu, cu forțele corpului expedițional francez, sunt închise. Da, da. Și dacă toate localurile, repet, din cartierul Roșu sunt închise, uh, corpul francez se retrage. Foarte interesant, uh, instrumentele de alamă, instrumentele de suflat de alamă, da. practic fără a le fi dus cu ei, le lasă acolo. Fanfara regală, hă? da, le lasă și <laughs> de aici încolo se, da. se naște acea tradiție de competiții Frumos. de fanfare. Procesiuni de fanfare, marșuri de fanfare, plus tot felul de, știu eu, petreceri, nunți, zile de naștere, chiar și da. în înmormântări. Am văzut acel celebru clip cu patru băieți de culoare care duc un sicriu, dar îl duc în exact în același fel și în același termen în care o procesiune de mormântare din filmul Băieții Veseli. Foarte interesant, un film din anii 20, Visiola iribeată cu Leonid Utyosov în rolul principal, unde e arătată o orchestră de jazz în anii 20. Nu, nu 1934, anii 30. Da? Dacă anii era 30. Sonor, era sonor. Ah, da da, 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 da. Era sonor. L-am văzut, da? Da, da, da. Și atunci, foarte interesant, procesiunea care începe cu un marș funebru, treptat trece într-un Dixieland, după aia trece într-un Big Band, după care fluierul milițianului, toți își revin la realitate și din nou trec pe marș funebru și... Înseamnă că era un parte. citat în Gatsby, mi se pare că acolo se citate. duce erou într-o atmosferă mohorâtă și începe totul cu o de fapt în timpul prohibiției să dezlănțuie cheful. Da, da, fiindcă putem face și o paralelă cu o sinfonie de Mahler, că unde citează de Gustav Mahler, da. unde citează uh, celebra, știu eu, celebra temă încă medievală șoarecele mormântând pisica mm -hmm. da? <laughs> da unde unde pe melodie de klezmer mm -hmm. ebraic da, da pe Dezvoltă de această temă. Da, este dezvoltată de o tema corpul muzicală copilul. care merge mai întâi foarte lent, da, un fel de freră jacă mai lent, Așa. da, după care se accelerează, să accelerează, intră într-adevăr melodia Kletzmer, tot toți încep să danseze într-o frenezie. Mm -hmm. Și când colo și și aminte? să stai puțin, <laughs> că noi de fapt da, ne bucurăm, dar noi de fapt o mormântăm. <laughs> Totul revine la... Da. Dar apropo de da. chestia asta cu instrumentele, spun, infinite istorii, dar am un capitol despre jazzul în Etiopia, care... E Să nu spui că ai fost și acolo. Nu, 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 dar îl cunosc destul de bine și ascultat, și, nu, nu, e o țară în care pur și simplu, în afară de cântare și de ceva fluiere pastorale, nu există nicio tradiție muzicală și împăratul Haile Selassie a invitat un muzician armean fugit, scăpat din genocidul din 1915. Da care a ajuns acolo și a creat prima fanfară, ulterior transformată în orchestră. Dixieland, ce cântau? Păi stai, atât de, cum să zic, atât de impresionați erau încât din această muzică s-a născut imnul imperial, ei n-aveau imn, deci da? le-a făcut imnul, după aceea ăștia s-au disipat și au, au creat o școală de jazz care a ajuns la ora actuală să fie recunoscută drept Etio Jazz cu mulatul a stat, că am poza Deci exprimă un care... stil propriu. Da, uh -huh. un stil foarte propriu. Minunat. Da, da, african. Asta ar intra la uh, rubrica Edno Jazz? Păi nu, asta, ednost, cu, o... asta cu, etichetele nu prea, nu știu cum să -ai zic. Ai nevoie am, totuși am, să clasez, am, să clasifici. Este, să... dar sunt, devin, la un moment dat devin perturbante și sunt uneori în exces. Pot să-l și arăt, la vibrafon, da? la, la vibrafon și la marimbafon. Asta Să sperăm că nu lucește la cameră poza tare. Uh, da. Uh, da, și uh, sigur. Uh, Am văzut că ai făcut și uh, rost de poze relativ rare. Ai umblat mult după uh, uh, ele. Foarte mult. Și uh, e un merit al acestui volum că și vizualizezi uh, da, diverse da, da. În Multe poze Grazie. ești și tu Grazie. acolo, I, <laughs> împreună cu interpreții. Deci nu e un trucaj. <gâng> <coughs> cred, cred. <gâng> natural m-am profilat. Dacă erai fotografiat cu Lenin, ziceam că e un trucaj, dacă nu mm. era în mausoleu. Mm. Dar, no, sigur no. că... Dar trebuie menționată și calitatea poligrafică a volumului. Foarte frumos. Din, poți, din, din prima clipă i-am spus lui Virgil, odată calitatea hârtiei. Nu mai spun calitatea imaginilor, mai ales imaginile color, rezoluții foarte bune. Meritul editurii Junimea. Așa este, dar uite o altă editură care scoate cartea lui Oleg, a 12-a dintr-un șir interminabil, sper, îți doresc asta, de Uneltele muzicologiei. Ea arată acolo la cameră pentru că merită. Ai pus pe copertă tu sau editura o, un, o chivără de scafandră. Te-ai scufundat adânc în muzicologie. Da, înțelegerea poate fi dacă întoarcem cartea și aici jos avem, o un simulacru de val acvatic, care de fapt e un Sau... fragment dintr-o partitură de uh, George Crumb, ori aici sus avem explicația. <laughs> da? <laughs> Muzica poate fi cunoscută doar prin imersiune, doar prin plonjare, este o metaforă vizuală, da. de altfel, da? cu atât mai mult că gravitatea și greutatea temei muzicologice, da? care ar trebui să, știu eu, să nobileze pe oricine ajunge să-i învețe lexicanele, să învețe limbajul, discursul, arhitectura, știu eu, tematică, da? De fapt, întotdeauna pentru mine se asocia cu ceva vetust, cu ceva anacronic, cu ceva prăfuit pe rafturile canonului, expresia furată de la din poetica muzicală din acea prefață pe care mi-ai făcut-o încă în 2003. Atunci eram inteligent. Da, ori... Am nu mai înțeleg ce am vrut să spun. Da, ori, <laughs> da, rafturile prăfuite ale canonului, da. Ori, de fiecare dată, am, în primul rând nu pun pe coperțile mele imagini de instrumente muzicale, imagini de partituri și așa mai departe. Pe de altă parte, prin metafore vizuale vreau să sugerez cumva care este atitudinea implicită, adică cea empatică față Excelent. de... Deci tu te-ai implicat fenomenul... direct în producerea copertei, nu? N-a fost la uh, Da. La voia a edita. Da, așa obișnuiesc de fapt, Foarte fiindcă coperțile pe care le-ar face, le face o editură în absența mea, n-ar avea absolut nimic în comun cu conținutul că cum de fapt a trebuit să remarc și această imagine de pe cartelu Virgil, ca să revenim totuși tu la Tu ai propus-o. Păi da. Este da, un care... bun pictor, da. profesor la școala care a creat această, cum să zic, școală de, de arte vizuală excelentă de la Cluj, da. Florin Liviu Ștefan. E un tablou de-al lui. El având și efectiv interes interese. Nu știu dacă nu neapărat. E un fel de dejunul pe arbă? Nu știu, dar asta vroiam să spun. Nu știu dacă asta nu e chiar o trimitere metaforică la. S-ar putea. Da. S-ar putea. Da. De ce nu? Foarte bine. Mi-mi place când peste capul cititorului sau al consumatorului de artă. Creatorii comunică între ei. Mal, mal. <laughs> Citatele, parafrazele, dialogul Absolut. sunt foarte importante, cred. Ele sunt și cultură. necesare, într-un fel, fiindcă un text, o conștiință creatoare, o imagine, ele toate interferează într-un alt regim decât probabil, decât într-un regim care ar include publicul sau l-ar presupune. Deci ce iar ne aduce la cuvântul context. Nu? Da. era în context. Exact. exact în cazul tău, pare, pare crucial, de vreme ce apare și în titlu, și nu cred că e doar uh, trimiterea la rubrica aceasta, ci nu, o da, meditație nu. mai, o reflexie mai adâncă. Da, absolut, absolut. Dar uh, vreau să vă pun o întrebare amândurora și, uh, sigur, dacă îmi răspundeți pe rând, uh, nu va fi ca la dezbaterile politice, în care vocile se întrecai. <laughs> Anume, uh, să că ar fi important uh, să se introducă în uh, școală, în programa școlară pentru elevi. Până la bacaloriat uh, și dacă da, în ce clasă uh, să înceapă asta. O educație în uh, domeniul jazzului nu doar la muzici în general, la gezului. În primul rând al muzicii. <gură> asta ar fi A, există, există ore de muzică. Da, dar întotdeauna au avut, au avut un caracter precar, din păcate. Deci, Pe noi ne obligam, profesoara, să mergem da. la concerte. Și ne probabil da. le-au și în continuare. Da, da. da ne făcea abonamente un și expediat și asta se resimte la nivel social. Da, fiindcă în jazz, uh, și aici îl voi completa pe Virgil, sunt absolut de acord, în jazz vocaționalul se intersectează cu devoționalul într-un mod poate și mai puternic decât în alte tradiții sau tulpini de tradiții ale muzicii universale. Deci copiii socotiți care avea, uh, cum să spun, apetență. Mă? Da, echipamentul interior ca să uh, se aplice la jazz. Foarte interesant cum ai și cu, cu organizările modale oligocordice, adică organizările modale primare. Foarte interesant. Ce sunt alea? Popoarele naturii, da? da, gândesc în sisteme de organizare sonoră cu puține ah. sunete, același lucru făcândul și copiii. Uh -huh. Da? Cu atât mai mult că jazzul fiind foarte puternic ancorat în, atât în spiritul cât și în tehnica de improvizație. Da? nu văd de ce jazzul mai degrabă decât muzica clasică, da? decât un Bach sau Beethoven, jazzul ar atrage într-adevăr copiii. Jazzul într Ar veni iar, părinții să spună, domnule, ții pe prea tare trompeta, domnilor, adică... Nu, un copil n-ar sufla în trompetă, fiindcă nu e capabil, cred, Așa. dar în ceea ce ține Mm, cum spune Bach, care își scrie variațiunile Goldberg pentru înviorarea spiritului celor care vor cânta. Ce frumos, da? da? Uh, Jazzul cred că ar face într-un mod, deoarece există și Oscar Peterson are preludii. Făcut în stil jazzistic. Nicolai Capustin, cred uh -huh. că la fel, da? pe lângă lucrări foarte complexe, uh -huh. are și ceva destinat copiilor. Uh -huh. Într-adevăr, nu spun că ar putea să meargă în paralel microcosmosul lui Bartok cu preludiile lui Peterson sau cu alte literatură jazzistică. În uh, învățământul muzical uh, sovietic, țin minte și rusesc în prezent. Există solfege jazzistice, deci orientate exclusiv pe însușirea intonațiilor de jazz, uh -huh. prin uh, exemple muzicale special selectate sau uh, inventate. Deci treaba funcționează compuse. și în universul copiilor al adolescenților. Dar bineînțeles, se funcționează, ține, totul ține doar de coerența și coeziunea sistemului care într-adevăr uh -huh. și-ar propune să formeze la nivel da. de învățământ primar sau mediu sau chiar și la nivel de învățământ la, superior? La ora da. actuală există tentative. A laudabile, cum este uh, pianista și vocalista Laura Orian, care a înființat la Liceul de Muzică Regina Maria din Alba Iulia o secție de jazz, care funcționează așa ca un preludiu la Academia de Muzică. Mm, foarte bine! Deci, uh, în general, în jazz contează omul, omul care sfințește locul. Asta Virgil contat. Mihai, ce părere ai, uh... Publicul românesc, în acest moment, e pregătit să întâmpine așa cum s-ar cuveni cartea ta. Uh, în afara celor 15 inși care iubesc jazzul și uh, cum o vor citi. Spun, e același fenomen ca în cazul acestui gen mult discutat și uh, de care mulți se tem până în momentul în care tu le oferi ceva, din moment ce nu le oferi mai ales pe mass media e quasi a, 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 a dispărut, așa zic de... de Dar nu test, se mai de, transmite jazz. Se transmite jazz pe anumite canale specializate și vor să-i accentueze caracterul de nișă. În timp ce din păcate atunci când încearcă să-l să facă mai popular, îl diluează în mod dramatic. În copilărie și în tinerețea da. noastră era jazz. Hai să da. spun explicit. Da. Da. Publicul niciodată n-a fost și nici nu va fi pregătit mm -hmm. pentru a percepe fenomene de noutate. Mm -hmm. Adică jazzul mai e un fenomen de noutate? Este pentru foarte, Are o multă, istorie lume, deja. Pentru foarte este multă lume. Pentru foarte multă lume. Autoregenerează. Da, și ar, trebuie, da, ar trebui odată și odată să înțelegem că jazzul, da, chiar dacă el este interpretat în public, de fapt este doar o tehnică de a transmite mesaje. Da? Fiindcă... Să un spun, mediu, cum să zic? Un jazz da. foarte complex. Eu nu știu. Să spunem Ornit Coleman. Da? Faroa. Da? San Ra. Și așa mai departe. Cui îi se adresează asemenea. <gântu> de fapt, nu ar trebui să, să insistăm prea mult cu aceste <gântu> nume. Celor și cu acest de la festivalurile muzure. specializate, da. poate, în primul rând. Nu? Da, repet, publicul n-a fost niciodată pregătit și nu va fi pregătit, da, decât să fie luat prin surprindere, prin asemenea volume de carte, prin gândirea. Deci luvitură, unor, de imagini foarte bine. Da, unor asemenea personalități ca Virgil Mihaiu, care a trăit în jazz. Deci putem să-i spunem că el este doctor jazz. Da, putem spune că el doctor însuși Cass. a trăit suficiente grade de, sau trepte de transformare încât, într-adevăr, să-i fie acordată atenția pe care, cu adevăr, nu că o merită, o reclamă, da? deoarece prin ceea ce spune, prin felul în care o spune, el, cu adevărat, vorbește jazz, nu despre, nu în stil, nu asemănător cu, să-l uh... întrebăm atunci, să vedem Hai. ce zice uh, Virgil în legătură cu jazzul românesc astăzi, în 2022 A, Cum stăm e, Cum stăm în... Uh... O, o dezbatere aparte Da, uh, poate dar că având la, și perspectiva istorică Revin la fraza lui precedentă da? uh, Realmente, ceea ce mi-am dat seama este că e, uh, e un fel de simbioză Între preocuparea mea și aspectul existențial înțelegi, al acestei, al acestei treceri prin, prin viață, da. în care pur și simplu, nu știu, așa l-am perceput eu. Deci, inclusiv creația poetică, de-aia am utilizat termenul de jazzografie și alte... Dar urma să, urma să vorbesc despre da, poezia de pe care scrie. Că, de exemplu, acest curs de estetică a jazzului pe care l-am inventat acum un sfert de secol, în 97, la Academia de Muzică, are acest caracter Ultra deschis. Deci pe mine mă fascina că puteam să, cum să zic, să mă raportez la toate artele, începând cu arhitectura, nu? coreografia, poezia, arte vizuale și trecând la, ce să spun, domenii disparate cum ar fi antropologia că vorbim de de Sorina Antohi, da? sau uh, orice psihologie, religie, uh, fi, filosofie, deci deci e, merge e, cu toate se, astea. Este este exact acum forțez nota, dar, de exemplu, în Cuba, despre care ia așa am un un capitol, am un capitol consistent uh, acolo. oameni uh, nu prea au ce să bea, asta vă spun din propria experiență, ci atunci beau rom. E băutura națională, chiar și la 40 Cuba libre, de grade. Nu? La 40 de grade. Havana Club. Așa. Havana deci, Club. Ați merit o pentru că este o băutură versatilă, care da? se poate combina, de fapt, cu orice. Este cu asta. jusuri, așa cu sucuri. Așa e gândită. Da. Deci, uh, efectiv. Vodka, nu? Așa, așa e și... Merge, bine, acum nu facem teoria distil, da. distilatelor, dar uite aici chiar, uite poza cu Jesus Valdez. Asta este cum ar veni... Patriarhul jazz-ului cubanez da? la Sibiu în 2012, când -am, încă, nu? am prezentat pe scenă. Da. E, e fascinant. Da, efectiv, da. E formidabil. Uite, sau, de exemplu. O dar carte... să nu te eschivezi, jazz românesc, cum stă da, cu Dar Da, păi, uite, am un, o carte în, în engleză despre jazz portughez, și după aceea, la inițiativa lui Mircea Mihaieș, care a avut o influență fulminantă asupra propriului meu parcurs existențial, am scris asta tot în engleză, dar despre din România și care, sigur că e o sinteză, dar e relevantă pentru că nu putem să, să facem abstracție de, de, de această direcție și această direcție în care compozitorul nostru referențial, adică exponențial, nu vorbesc de George Enescu, i-a dat într-un fel un, un certificat, la fel cum a procedat și Bartok în, în cultura din Ungaria. Uh, și mulți dintre compozitorii care făceau parte din școlile naționale de la finele secolului XIX și începutul secolului trecut. Da. Uh, ce să vorbim despre? Hai să dăm uh, trinitatea stravinsky uh, Shostakovich prokofiev da? Deci, practic, cum să spun, când intri în această sferă, deja îți dai seama că ele se interferează, deci nu, atâta că necesită și o expunere. Vorbesc de relația publicului față de jazzul de care zici tu în România. Pe el, la ora actuală, sigur, discuția e infinită și am chiar un capitol introductiv în care reiese că uh, opinia mea este că, în general, artiștii noștri au mari șanse la ora actuală în, în perimetrul ăsta, unde după 90 a funcționat o libertate de, de expresie absolut neegalată, poate de alte da, da. Absolut minunată. Și în, în asemenea condiții față de... Con... Spiritul concurențial <gură> care predomină în, în extrema opusă a continentului și, cum să spun, e foarte dificil să-ți creezi tu o, o, o cale. Dintre toți muzicienii ăștia, i-am numărat aproape pe degete pe cei români care au putut face o carieră și altundeva și mulți dintre ei, cum a fost Ian Cicăru, și s-au repatriat. Deci nici nu mă mir, sau sunt unii care cu mult entuziasm au plecat la Groningen, în Olanda, unde e o, o, o facultate de jazz prestigioasă și foarte mulți dintre ei s-au întors. întors. Și cei din Bulgaria, și cei din Croația, și deci de sunt, nu mai vorbesc de Lituania, de țările Baltice, deci e, e un fenomen firesc și normal. E mult mai normal să, să cum, cum procedează Anatol Ștefăneț. Foarte mulți, el dacă ar fi ținut neapărat, ar fi avut un ego supradimensionat, putea să, să devină superstar mondial în materie de violă în jazz. Și totuși a preferat să devină așa un fel de nu știu cum să zic, catalizator al, al, al unui spațiu pe cât de amărât și de, de traumatizat de istorie, totuși un spațiu în care se nasc talente incredibile. Acum, dacă îmi permiți, chiar o să întorc, că mi-a mi tras aici niște elogii. de... <gântu -i> eu m-am speriat. Da, eu m-am speriat, dar, dar, dar realmente eu l-am urmărit de atunci, de la acea întâlnire din Troleibuzul din Chișinău și am urmărit cariera din 91, a devenit așa cum arăți acest volum, are 12 până acum. Deci este, la 50 de ani, este unul dintre muzicologii noștri de fruntă. Efectiv, ce să ne ascundem după deget? Deci asta este. Și, realmente, merită, într-adevăr, nu că studenții nu mai vorbesc din domeniul de la Academiile de Muzică și așa să, să, să se informeze, să, le, să citească aceste lucrări, dar merită o, o audiență mult, mult peste cea la care ne așteptăm noi. Da, subiectul, da? din păcate, da. din păcate, muzicologia fiind un domeniu destul de dezarticulat în România, tradiția muzicologică fiind și ea da, discutat da, sau da, da, da. Disciplina uh -huh. uh -huh. uh, disciplina însăși este o disciplină de nișă, da, cu, cu o terminologie foarte specifică, cu instrumente analitice. Presupune uh, o abordare să prea, -tehnică? Să chiar, prea tehnică? Nu, pot să le spun esoterică. Uh -huh. Esoterică fiindcă, spre exemplu, așa cum a spus O Pascal Bentoiu, cum a definit felul de a opera cu conceptele sau cu elementele, așa zisului, limbaj muzical, el l-a numit gândire muzicală. E un fel de a patra dimensiune a gândirii. Este cu, totul, este cu totul altceva. Nu este gândire despre muzică. Nu e vorba despre critica muzicală sau estetică sau alte discipline marginale, sau istoria muzicii sau Care oareși cum nu. Istoria muzicii cu totul altceva. Dar cum ar fi semiotica, cum ar fi estetica, cum ar fi hermeneutica, da? cum ar fi retorica muzicală. Adică domenii oareși cum parazitare pe muzicologie. Ori muzicologia autentică, într-adevăr, este o imersiune analitică într-o gândire, hai să spun, comparabilă cu un fel de a patra dimensiune, unde terminologia, repet, atinge și depășește limita esoterismului. Adică nu este ceva public, nu este ceva de propagat, decât poate să ne imaginăm, nu știu, programele de sală pe care le scria Borisa Safiev programele de sală pe care le scria Kretschmar. Da, programele Bine de păstrat, sală. Și le știm. Da, pe care le Kretschmar, fondatorul hermeneuticii muzicale, da. programele de sală, programele, adică recenziile, criticile de eveniment muzical pe care le scrieau Hector Berlioz sau Franz Liszt. Minunat. De exemplu. Vă vine să credeți că aproape am terminat timpul întâlnirii noastre, a trecut mm -hmm. ca fulgerul. Dar nu, înainte de a arăta și eu câteva cărți cu ajutorul tău, Gil, am Te să rog. ți le pasez, pentru că chiar merită să arătăm oamenilor ce mai apare. Cu prilejul împlinirii 75 de ani de existență, Suzana Fântânariu, o autentică xilogravoare cu studii la Iași, în liceu, aici, la Cluj, la facultate și apoi cu stagii la Craiova și de atâția ani la Timișoara, a beneficiat de apariția acestui splendid album pe care l-a făcut Alexandru Constantin Chituță și care, cum să spun, investigează până la urmă un parcurs de excepție. Cred că Suzana, alături de Mircea Dumitrescu, sunt mari graficieni, gravori ai momentului actual, ajunși la o apoteoză, încă vii și creativi, ceea ce e fantastic. Apoi, aș vrea să mai arăt o carte a lui Silviu Dachin, circuitul lătratului natură, am primit-o de curând. Este o carte de uh, poeme care uh, lansează un autor uh, transilvănean uh, de la Alba Iulia, că tot ai menționat-o. Uh -huh. În fine, uh, uh, Dora Pavel, o romancieră cu un statut uh, bine conturat, ajunsă uh, ajuns la, cred, al optulea roman al său, după ce a avut un parcurs de poetă care uh, se întoarce acum și-și cere revanșa de curând uh, penultimul uh, volum, cel apărut înaintea acesta este un volum de versuri. Crush, un cuvânt românesc care articulează până la urmă genericul unui roman fenomenal pe care le recomand. Prietenii noștri de la Casa Cărții de Știință, o editură clujană, își aniversează, iată, 30 de ani de existență într-o elegantă carte, Universul Cărții de ieri pe mâine. Îi felicit! Și, last but not least, vorba românului, în seria de autor Horea Bădescu a apărut deja de câteva luni, dar nu contează, volumul între Scila și Caribda dar încotro. Într-adevăr, cred că întrebarea asta nu uh, scutește pe nimeni. <laughs> Va trebui să ne punem fiecare. E admirabil, e minunat. Uh, Gil, uh, uh, dragă Oleg, ultimul cuvânt, ca pe șafod. <coughs> Vă așteptăm la cursul de estetică a jazzului, <laughs> pe care îl reiau chiar acum, în două. Da, două... și unde ne vom revedea cu Virgil, da, da, ne vom revedea cu, da, cu da. cartea, ne vom revedea cu discuțiile. Pentru discurs. aprofundări. Da. <laughs> vă, dragi Prieten. prieteni, e momentul să vă spun la revedere, <laughs> la revedere, mănec de emoții. Salut, pe curând și uh, veniți și data viitoare în fața televizorului pentru a vedea transparențele. Salut!